Capitolul 12. Introducere. Unii aspiranți sunt, ca să spunem așa, născuți cu înclinații spirituale și dau dovadă încă de timpuriu de atracție spre religie și spiritualitate, ca și spre estetică. Unii și-ar putea manifesta religiozitatea sau chiar scrupulozitatea, cu frica ei obsesivă de păcat și cu supunerea față de dispozițiile religioase. Cei cu aptitudini religioase mai pot fi atrași să devină sau să se alăture unor ordine religioase sau grupări monastice care să pună accentul pe ascetism, servirea altora și sărăcia liber consimțită. Acești tineri par a fi introspectivi, serioși și preocupați de aspecte filosofice, morale și etice. Spre deosebire de aceștia, alți eventuali căutători demonstrează un interes crescând față de spiritualitate pe măsură ce se maturizează și încearcă să găsească răspunsuri la paradoxurile și dilemele inerente ale condiției umane și implicațiile lor filozofice. De obicei, ei reflectează asupra întrebărilor existențiale tradiționale, respectiv, de unde venim, unde ne ducem, cât de reală este realitatea lui Dumnezeu, sau poate că nu este decât un sistem de convingeri și altele asemenea. Indivizii introspectivi tind să examineze problemele acestea de timpuriu în viața lor, pe când cei extrovertiți, deși sunt poate și ei religioși, tind să amână aceste întrebări esențiale pentru când vor ajunge la o vârstă mai înaintată sau când acestea vor ieși la iveală în urma tragediilor sau catastrofelor din viața personală. Ajungerea la fundul sacului poate grăbi fenomenele de conversiune bruscă la mulți oameni obișnuiți. Este un fenomen bine cunoscut în grupurile în 12 pași sau în alte grupuri întemeiate pe credință. Dintr-o dată, calamități neașteptate, precum un atac de inimă sau trecerea în neființă a unei persoane dragi, fac destul de frecvent să se precipite căutarea spirituală temeinică și auto-introspecția. Dintre aceste catastrofe, experiențele în apropierea morții sunt cele mai impresionante și implicit transfigurătoare, din moment ce chiar și o experiență de scurtă durată a prezenței poate da peste cap viața cuiva. O experiență în apropierea morții se soldează de asemenea cu dispariția completă a fricii de moarte. Răspunsul individului obișnuit, dotat cu rațiune, atunci când se confruntă cu inexorabilitatea morții, este acela de a se consacra încă și mai serios valorilor religioase, morale și etice. Pentru cei mai mulți oameni, credința și încrederea în salvare și mântuire, pentru a compensa limitările și fragilitatea umane, sunt căutate prin intermediul religiilor tradiționale. Astfel, în timp, învățătorul divin, avatarul, este acceptat și venerat ca potențial avocat sau intermediar personal, ca mântuitor, indiferent de numele său, Iisus Hristos, Buddha, Krishna, Muhammad sau divinitățile din panteonul hindus ca expresie ale divinității. Toate cele de mai sus includ credința în milostenia, grația, compasiunea divină și suprema eliberare de limitările inerente ale ființării umane. Prin sinceritatea sa și integritate spirituală, validitatea internă a religiei atrage individul rațional. Acceptarea adevărului religios este confirmată de sinătatea în fața acceptării dispariției fizice. Un mod de viață religios integru este dătător de satisfacții și are ca rezultat o sănătoasă stimă de sine, ca și nutrirea de respect față de ceilalți. Religia tradițională oferă moralitate practică și demnă de încredere, precum și un set de norme etice și linii directoare pentru comportament, valori și formarea caracterului. Scepticul conservator ar putea întreba: dar dacă Dumnezeu și religia nu sunt adevărate, nu sunt reale? Răspunsul este, desigur, că atunci ar fi trăit o viață morală de dragul propriei recompense. Cercetările arată că indivizii și familiile religioase demonstrează existența unor beneficii majore în fiecare aspect al vieții, cum ar fi sănătatea, fericirea,
longevitatea, comportamentul în clasă, notele școlare, succesul social și sistemul imunitar. Keller 2004. Ca ghid practic al unei mai mari conștientizări a nivelurilor conștiinței în lumea de astăzi, o regulă utilă este evitarea, pur și simplu, a păcatului, tot ce calibrează sub 200. Validitatea realităților spirituale și religioase apare expusă pe larg în adevăr versus falsitate, unde se poate vedea că până și o trecere rapidă în revista diagramelor de distribuție a nivelurilor conștiinței validează adevărul într-un mod clar și evident. Religia tradițională oficială este considerată îndestulătoare pentru nevoile spirituale ale covârșitoarei majorități a omenirii. În America, aproximativ 90% din populație își recunoaște credința în Dumnezeu, deși un procent mult mai redus își manifestă religiozitatea în mod formal. Există totuși un segment de populație în continuă creștere care admite că este spiritual și care îmbrățișează practica valorilor spirituale în viața de zi cu zi, fără necesitatea unei religii oficiale per se. Ca subpopulație, oamenii aceștia au fost desemnați recent drept creativ cultural, Anderson Shirey 2000. Mulți simpatizanți ai principiilor celor creativi cultural sunt prietenoși față de religie, dar în același timp pot păstra o distanță formală față de aceasta, fiindcă o percep ca fiind prea sectară, restrictivă sau divizatoare. Indivizii orientați spre spiritualitate tind să se familiarizeze cu principiile diverselor religii și se străduie să identifice adevărul inerent care constituie esența fiecăreia. Astfel, căutarea cea mai frecvent întâlnită în zilele noastre este aceea a principiilor spirituale universale, pragmatice, care se evidențiază de la sine, au valoare intrinsecă și nu depind doar de autoritatea ecleziastică sau de dogmă. A arăta bunătate, compasiune și a acorda sprijin tuturor manifestărilor vieții este o atitudine firească și precumpănitoare. Aspiranții angajați în căutarea spiritualității provin în felul acesta dintr-o diversitate de surse, inclusiv foști atei și seculariști care au trecut printr-o transformare interioară ca urmare a unei calamități, a maturizării sau circumstanțelor neprevăzute. Se spune că sunt 10.000 de căi care duc la Dumnezeu, iar dintre acestea, calea devotului spiritual angajat este calea tradițională și cea mai bine bătătorită. Ceea ce însuflețește angajamentul spiritual asumat cu seriozitate este evoluarea conștiinței, cu înclinațiile sale karmice concomitente. În stil clasic, pregătirea pentru lucrarea spirituală serioasă este desemnată sub termenul de coacere, moment din care chiar și auzirea unui singur cuvânt, propoziții sau nume poate declanșa o hotărâre și o angajare subite. Apariția angajării pe calea spiritualității poate fi de aceea subtilă, lentă, treptată, după care să înregistreze un salt brusc și important. Oricare ar fi calea aleasă, odată ce sămânța cade pe un sol fertil, călătoria poate începe la modul cel mai serios. De obicei, punctul de răscruce poate fi declanșat de o străfugerare intuitivă neașteptată, moment din care viața se schimbă. Așa cum apare descris în cartea lui Gladwell, The Tipping Point, 2002. Aspirantul la spiritualitate, învățăcelul, chela, devotul sau căutătorul. Cel inspirat de spiritualitate tinde să devină autodidact, să colinde prin librăriile consacrate spiritualității și să frecventeze diverse grupuri spirituale. Este o perioadă de căutări și de explorare a diverselor parcursuri și căi spirituale, ca și a sistemelor de credințe. Pentru mai multă facilitate, nivelurile calibrate ale diverselor practici, căi, grupuri și literatură spirituale pot fi consultate în diagramele de calibrare a conștiinței din capitolul 11. În cadrul diverselor religii este denotat că învățăturile cele mai înalte
pornesc de la maestri evoluați înșiși, denumiți adesea mistici, care au transcens limitările dualiste inerente în tradițiile ecleziastice. Adevărul esențial este esența pură, non-lineară, non-dualistă și care își face apariția la nivelul conștiinței de 600. Foarte rar, acesta ar putea evolua în continuare spre depășirea dualităților intrinsece ale nivelurilor foarte avansate ale conștiinței. Devotul conștiincios acceptă temporar autoritatea implicită a nivelurilor avansate de adevăr, mai ales dacă acestea sunt demonstrate de calibrarea conștiinței. Este notabil faptul că spiritualitatea pură nu are exigențe, obligații, dependențe, atașamente, nevoi sau vreo altă evidențiere a caracterului ei special, neavând nevoie nici de impunerea controlului prin, de exemplu, înscrierea membrilor la cursuri sau traininguri. Angajamentul se ia față de esența adevărului însuși și este lipsit de seducerea prin prozelitism sau secretizare. Nu este nevoie decât de curiozitate și de atracția către adevăr, care este complet, total și autosuficient. Învățătorii, învățăturile sau grupurile care par a fi atractive sau semnificative depind de stadiul evoluției nivelului conștiinței căutătorului la un anumit moment dat. În timp ce nivelul calibrat al conștiinței unui om obișnuit crește cu o medie cuprinsă între 5 și 10 puncte în decursul vieții, la căutătorul spiritual ritmul acesta este mult mai rapid și poate înregistra salturi foarte bruște și foarte mari. De aceea ar fi bine să vă pregătiți din timp pentru această potențialitate și pentru eventualitatea corespunzătoare. Călătoria evolutivă. Pentru aspirantul serios, angajamentul spiritual aduce modificări în contextul vieții, care este apoi văzută dintr-o perspectivă diferită. Ceea ce era cândva atractiv și pasionant, poate acum să pară superficial, lipsit de adâncime, irelevant sau chiar plictisitor. Iar ceea ce era înainte considerat plictisitor devine acum atractiv și valorizat ca o mare oportunitate. Preferințele și valorile se schimbă. Individul ar putea fi surprins și de forța energiilor spirituale, care atunci când se activează pot fi resimțite, ca și când s-ar pătrunde într-un curent care este mult mai puternic decât se bănuia. Eforturile de a controla și de a adapta rațional procesul apar treptat a fi iluzorii. Pe de altă parte, anumite tendințe care păreau simple la suprafață se pot dovedi a fi rezistente și tenace. Cele care la prima vedere păreau aproape imposibile vor putea fi rezolvate surprinzător cu relativă ușurință. Religie versus religionism. Devoțiunea începe adesea cu dedicația față de religia în care am fost crescuți, fiind astfel resimțită drept suficientă și satisfăcătoare. Credința plus venerarea, rugăciunea și respectarea ritualurilor religioase satisfac nevoile majorității oamenilor cu adevărat religioși. Credința lor este deseori alimentată de serviciul dezinteresat sau de implicarea în unele activități umanitare. Calea tradițională a religiei este auto-împlinitoare și conduce la stări avansate de conștiință și la sfințenie dezinteresată, ce pot sfârși prin a se transforma în dedicare față de dezideratul iluminării însăși, care este frecvent asociată cu modificare a stilului de viață. Capcana, partea întunecată a religiei, ar putea fi cel mai fidel denumit drept religionism, prin care excesul de zel se exprimă ca extremism sau prin alternativa venerării religiei însăși în locul lui Dumnezeu. Acesta se caracterizează printr-o preocupare aproape obsesiv-compulsivă față de cuvântul scris și de doctrina ecleziastică. Această aberație este categorisită drept confundarea hărții cu teritoriul, o formulă împrumutată din Our Language and Our World, Limba noastră, lumea noastră, Hayakawa, 1971,
care se mai poate exprima și prin a nu vedea pădurea din pricina copacilor. Aceasta semnifică limitarea de către intelect la conținut și ignorarea contextului, înțelesului și semnificației, ceea ce reflectă conversia limbajului sau simbolurilor la realizare subiectivă și la contemplare. Această eroare are drept urmare faptul că religioniștii folosesc citate concrete din doctrina religioasă pentru a găsi justificare unor comportamente diametral opuse înțelesului adevărat, abstract, non-linear al scripturilor citate. Inchiziția, arderea ereticilor pe rug, terorismul islamic, războaiele religioase, ura din considerentele religioase, inclusiv acuzațiile și genocidul, sunt doar câteva exemple. Astfel, religionismul în forma sa extremă devine fanatism și o aberație patologică, distructivă, care urmărește deseori puterea totalitaristă, seculară și extremismul politic. Așa cum bine se cunoaște, este ușor de găsit un citat care să justifice orice fel de atitudine atunci când este scos din context, de exemplu, confundarea săbiei adevărului cu o sabie din oțel. Astfel, există o disparitate foarte mare între dedicare și fanatism. Prin observarea roadelor fiecăreia dintre ele, distinția devine evidentă. Faptul că stările patologice pot purta masca religiozității nu împiedică faptul mai grav că ele sunt intrinsec patologice, în pofida strădanilor apologeților de a ignora această distinție. Așa cum și era de așteptat, fanatismul religios calibrează extrem de jos și, prin contrast, devoțiunea religioasă adevărată calibrează la un nivel foarte înalt. Extremismul religios mai contribuie și la puterea de atracție socială a secularismului și chiar a antireligionismului militant, așa cum s-a văzut la trezirea comunismului, în Tibet, China, etc. Adevărata devoțiune religioasă nu este coercitivă, nu împietează asupra vieții altora și nici nu pune în pericol supraviețuirea cuiva. Astfel, echilibrul se opune extremismului și este o componentă a înțelepciunii și maturizării spirituale care compensează substituirea ritualurilor cu respectarea normelor religioase. Valoarea scripturii stă în înțelesul ei și în capacitatea de a facilita transformarea subiectivă, care este deseori urmarea interpretării înțelesului mai mult decât o traducere literală. Renunțarea ca proces. Renunțarea fundamentală este refuzarea, respingerea valorii și atragerii acelui procesor teatral al egoului, numit experimentator, care este dornic de atenție ca o focalizare a energiei. Experimentatorul reprezintă o însușire a atenției care procesează căutările acelea lacome și nesfârșite după un subiect de concentrare, de interes și de surescitare. Acest aspect al conștiinței este ca o examinare compulsivă, exploratorie, alimentată de curiozitate. Este lacomă după informații lineare, senzații și formă, ca și după recompensa adusă de emoționalitatea însăși. Se alimentează din schimbare și nu din ceea ce se întâmplă, fiind atrasă de fascinația stimulării. Remarcați aglomerarea de mașini care se deplasează încet când trec pe lângă un accident, fie el și minor, pe orice autostradă. Caracteristicile ei mai sunt evidențiate și de documentarele despre natură, având ca temă ființele ce trăiesc pe fundul oceanului sau în ocean. Experimentatorul consumă energie, iar ființa omenească are nevoie de somn pentru a-și reîmprospăta energia și capacitatea de funcționare. Acesta este punctul de interes al experimentatorului, care trebuie depășit prin meditare și contemplare. Experimentatorul este însetat de noutate și de informații interesante, la care ego-ul este nerăbdător să reacționeze pentru a menține activat circul emoțional. Circuitul experimentatorului este seducător pentru implicarea și participarea la melodrama caleidoscopică a vieții. Este important de remarcat că aspectul reactiv, nerăbdător, de experimentator al ego-ului
se străduiește să fie în centrul atenției și se comportă ca o celebritate internă a sinelui. Este eroul sau eroina poveștii continue care se intitulează eu, eu și iarăși eu, fiind astfel considerată a fi de mare însemnătate și având o anumită valoare. Este concentrarea asupra implicării narcisice a sinelui, fiind astfel în mare măsură investit cu energie psihologică și prioritizare. Experimentatorul este actorul sau actrița principală căruia îi se acordă credit ca făptuitor al acțiunilor, gânditor al gândurilor și agent secret cauzal al acțiunilor și deciziilor. Este învingătorul și victima și, mai important decât orice, se consideră că este nucleul, izvorul, esența și cauza vieții unui individ, fiind, prin urmare, central și crucial pentru existența însăși. Extinția sa este de aceea temută în interior ca o moarte, motiv pentru care este apărat cu strășnicie. Acest experimentator sau personalitate este identitatea subsistentă pentru realitatea cu R mare, care constituie adevăratul sine cu S mare. Capcane și distrageri, mintea și lumea. Limitările ego-ului sau minții moștenite pe cale karmică au drept rezultat o înclinație implicită către eroare și sunt o consecință atât a inocenței, cât și a naivității. În lipsa unui ajutor, ego-ul nu este capabil să-și depășească limitările intrinseci și nici măcar nu realizează amplitudinea limitărilor sale. Asemenea unui calculator al cărui hardware va accepta automat orice adăugare de software, mintea umană este neprotejată și vulnerabilă la aproape orice program imaginabil, chiar și cea mai bizară și dusă la extrem falsitate. Exemplul cel mai izbitor și des întâlnit în acest sens, constituindu-l clasica inversiune luciferică, respectiv identificarea eronată a opuselor prin care binele ajunge să fie clasificat drept rău și viceversa. Mintea neprotejată este impresionabilă și până și protecția cea mai elementară pe care o conferă rațiunea poate fi scurt-circuitată de emoționalitate sau de programarea socială. Întreaga populație a lumii a nutrit, ca regulă generală, convingeri cu desăvârșire false, vreme de secole, și continuă să facă acest lucru și în prezent. De aceea, a depinde de sistemul de credințe populare înseamnă a fi predispus la eroare. Vezi, de exemplu, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, McKay, 2003. Toate presupunerile acestea ar trebui privite, în cel mai bun caz, drept provizorii, având în vedere inerentele limitări ale minții însăși. În afară de faptul ireductibil, irefutabil că suntem, tot restul nu este, în cel mai bun caz, decât ipotetic. Asta nu înseamnă totuși că scepticismul, calibrat la 160, se poate substitui înțelepciunii, fiindcă și acesta se bazează tot pe o iluzie. În afară de sine cu S mare și sau un învățător avansat, mintea nu a avut la dispoziție până de curând o sursă verificabilă de evaluare a adevărului. Datorită evoluției conștiinței, acum există o metodă care permite nu numai discernerea adevărului de falsitate, ci și calibrarea gradului de adevăr prin comparație cu absolutul. De aceea, practica harta conștiinței este un instrument extrem de util, fiindcă poate proiecta o lumină în întuneric pentru a dezvălui ceea ce este ascuns sau obscur. Cheia către transcenderea limitărilor inerente ale egoului sau minții este smerenia, fără de care mintea este prinsă fără șanse de scăpare în iluzoria ei sale a oglinzilor. Evoluarea intelectului ca rațiune, logică și știință a sfârșit ca revers al civilizației moderne, cu marile sale beneficii pentru umanitate. Este o constatare care se poate confirma, aceea că cu cât este mai înaltă calibrarea unui sistem de gândire, cu atât mai mare a fost beneficiul pe care l-a adus umanității și alinării suferințelor sale inerente ignoranței. Efectul global pozitiv al evoluării conștiinței sau minții
este evident în cadrul dimensiunii lineare și devine încă și mai evident pe măsură ce conștiința trece de domeniul linear la nivelul de calibrare 499, de la care începe să predomine energia spirituală non-lineară. Aspirantul spiritual, educat din zilele noastre, beneficiază de avantaje de care nu se putea bucura în trecut. Complexitatea naturii ego-ului sau minții și a bazei sale evolutive reprezintă un avantaj net pentru că facilitează sinceritatea față de sine și conștientizarea care, în decursul istoriei, au fost îngreunate sau chiar imposibile ca urmare a inducerii programate a vinovăției și jenei, ce au avut drept consecințe negarea și reprimarea conștientizării tendințelor interioare ascunse. Capcane și distrageri. Un domeniu al limitării care este deseori trecut cu vederea de către aspiranții la spiritualitate este acela al programării sociale a sistemelor de credințe, care este consecința meme-urilor, presupuse stereotipuri transmise prin sloganuri scurte și idei repetitive, ca și a propagandei zgomotoase și a distorsiunii politice a implicațiilor faptelor. Aceasta se propagă prin foarte abila și ascunsa lor seducere a vanității intelectuale. Dawkins, 1992, Beck și Cowan, 1996. Acest dezavantaj a vulnerabilității în fața retoricii a fost discutat pe larg în Adevăr versus Falsitate, capitolul 12. Ca oricine altcineva din societate, mintea aspirantului a fost și ea la rândul ei involuntar programată. De multe ori, acest lucru scapă atenției dacă nu a fost subliniat de către un învățător. Numeroși aspiranți aderă la stereotipul pe care îl presupune a fi spiritual. De aceea se întâlnesc deseori convingeri politice sau sociale sau intelectuale stereotipe care se cer a fi investigate ca programe ingenue. Căutarea la modul serios a iluminării înseamnă adoptarea unei discipline foarte stricte, care, drept urmare, se eschivează să fie atrasă de mișcări așa zis spirituale, care în realitate sunt intrinsec politice prin natură și facțiune. Tendința de a schimba lumea, se presupune că în bine, desigur, pare atrăgătoare pentru idealismul naiv al spiritualității interioare a adolescentului și este depășită în stadiul de maturitate. Natura vieții umane este consecința automată a însuși nivelului conștiinței umane globale. De aceea, pentru a fi de folos lumii, este nevoie nu de schimbarea lumii, ci a propriei persoane, fiindcă ceea ce individul devine exercită o anumită influență în virtutea esenței sale non-lineare și nu acțiunilor sale limitate și lineare. Scopul acțiunii este de a-i controla pe alții. Forța emoțională sau de altă natură creează o forță de sens opus, puterea provenind din însuși nivelul non-linear al conștiinței. Dreaptă și îngustă-i calea, deoarece, în lipsa disciplinei interioare, energia spirituală ajunge să se împrăștie spre diverse tentații. Tăcerea profundă este mai influentă și mai binefăcătoare decât o avalanșă de cuvinte și fapte redundante născute din ego-ul spiritual și din raționalizările sale banale. Retorica spirituală nu este decât tot o retorică și reprezintă o sofistică spirituală. Angajamentul față de iluminare modifică și reinterpretează rolurile sociale. Există numeroase grupuri spirituale, tehnici, practici și învățături atrăgătoare, aberante, care sunt făcute să pară seducătoare, sunt popularizate, colportate și chiar lansate pe piața literaturii de gen. Se mai practică și ademenirea prin prozelitism, reprezentări promoționale pop-culturale și emoționalitate vulcanică. Lewis, 2001. Toate aceste tentații înseamnă căutarea unui câștig prin promovarea lor. Dimpotrivă, ceea ce este integru este auto-împlinit și, prin urmare, nu are nevoie să fie promovat în vreun fel. Aspiranții nerăbdători, naivi,
se pot lăsa impresionați de opiniile și entuziasmul celor care frecventează grupuri spirituale atrăgătoare, diversioniste și pe liderii lor. Unii sunt impresionați de site-uri web, celebrități sau de aserțiuni spirituale. Există zeci de presupuse avataruri despre care unii își imaginează că ar fi marii salvatori ai umanității, uneori chiar până la o anumită dată, dinainte anunțată. Acestea calibrează de obicei nu numai la un nivel scăzut, ci uneori chiar și sub valoarea de 200, nivelul critic de adevăr. Aceste atracții se adaugă de multe ori pretențiile săvârșirii unor bizarerii miraculoase și nefirești. De aceea, nu este deloc neobișnuit pentru înfăptuitorii de miracole, foarte cunoscuți și înalt cotați, să calibreze la un nivel coborât, cum ar fi 175. Este așadar mai bine să evitați ciudățenile sau neverosimilul și să vă aduceți aminte că în contextul interpretării cauză-efect, niciun individ nu înfăptuiește miracole. Cu adevărat miraculoasă este apariția, în realitate, a potențialității ca o consecință a unui câmp contextual global care include karma. În felul acesta, miracolul neputând fi nici cauzat și nici asumat de o personalitate individuală. La fel ca și cu strădania umană, există o succesiune de niveluri de maturizare și de stăpânire a nivelurilor progresive de complexitate, educație, experiență și achiziție a deprinderilor și a cunoașterii. În stadiile timpurii ale căutării adevărului se manifestă o vulnerabilitate la tentația diverselor programe propagate și a personalităților care tind să devină o scenă teatrală îmbietoare pentru ispita mistică și magică. Există maestri abili care susțin chiar că ar fi mai presus de Iisus Hristos și acumulează mari averi. Alții promovează diverse forme de sexualitate și chiar sesiuni de sex sacru cu liderul sectei. Toți acești indivizi calibrează sub 200, cu toate că unii dintre ei se situau în jurul nivelului de 500 la începutul carierei lor. La fel de îmbietoare este ademenirea seducătoare a misterelor și a calității de membru contra cost în grupuscule interne selecte, cu titlurile și privilegiile care le însoțesc. Elemente comune ale acestor grupuscule mai sunt și supunerea și obediența față de lider, ca și o paletă variată de restricții personale. Toate aceste distrageri lineare denotă mai degrabă caracterul special decât manifestări raționale ale esenței. Des întâlnite sunt și pretențiile accederii la alte dimensiuni sau tărâmuri cu denumiri nemai întâlnite. Niciunele dintre căile, învățătorii sau organizațiile aberante nu calibrează la un nivel acceptabil adevărului și niciunele nu apar în lista învățătorilor spirituali și a învățăturilor confirmate. Regula caveat emptor li se aplică în mod evident și după aceasta se ghidează cei înțelepți. În timp ce explorarea noului poate părea o inovație educativă inofensivă și distractivă, până și gradul acesta de expunere are consecințe neașteptate, care trec de obicei nedetectate. Mintea este ca hardware-ul unui calculator care este programabil instantaneu, atât prin conținut linear, cât și prin tipare non-verbale de energie. Astfel, exploratorul pseudo-spiritualității pop al circului astral al târgului New Age tipic culege în mod nechipzuit o diversitate de energii din afara conștiinței. Cea mai bună apărare este evitarea lor, din umil respect față de limitările și slăbiciunile ego-ului sau minții. Flirtul cu ceva în aparență inofensiv atrage tiparele de energie subliminală negativă. Deficiențele spirituale, astfel dobândite, pot să afecteze mai târziu aspirantul în moduri negative, care sunt departe de conștiință, însă pe care alții le pot detecta. Se recomandă de aceea evitarea a ceea ce poate fi vătămător pentru evoluarea spirituală sau să o întârzie, mai mult din smerenie și din respect față de limitări decât din teamă. Așa cum s-a menționat în altă parte, scripturile tradiționale ne sfătuie să ocolim paranormalul și pur și simplu să nu ajungem până într-acolo.
Ca și în cazul altor tentații, aspectul experimentator al ego-ului este acela care duce la implicarea în distrageri și greșeli naive de judecată, decizii și concluzii greșite. Evitarea diversiunilor și a tentațiilor nu se bazează pe judecare critică, ci pe respectarea valorii validării adevărului. Există numeroși învățători integri și numeroase învățături, de aceea nu este nevoie de căutarea unor cărări lăturalnice inedite. Marile căi tradiționale au fost de ajuns timp de mii de ani, iar adevărurile lor fundamentale au fost confirmate prin experiență. Ele sunt în prezent încă și mai bine cunoscute și confirmabile. În mod frecvent, aspiranții spirituali serioși sunt atrași de căi, școli și învățători atrăgătoare, deviante și le dedică timp și energie în urmărirea sterilă a iluziilor spirituale. Asta poate dura ani, zeci de ani sau chiar vieți întregi, care sfârșesc câteodată în regrete sau chiar în crunte dezamăgiri. Datorită disponibilității curente a tehnicilor de calibrare a nivelului adevărului, asemenea erori pot fi ocolite. Există chiar deprogramatori profesioniști care ajută la restabilirea din îndoctrinarea de cult și spălarea creierului, ce se pot solda cu ruperea severă de realitate și raționalitate, ajungându-se în cadrul cultului până la suicidul în grup sau la uciderea de oameni nevinovați, chipurile în numele lui Dumnezeu. Atașarea la o cale. Capitolul 11 oferă informațiile și liniile directoare necesare pentru confirmarea purității, autenticității și validității învățătorilor, tradițiilor, religiilor, școlilor și organizațiilor spirituale. Dedicarea este o dovadă mai importantă a integrității decât entuziasmul. Pe cale este nevoie de încredere și de lămurirea incertitudinilor, pentru a se constata dacă acestea sunt reale sau doar manifestări ale rezistenței. Un căutător ar trebui să aibă siguranța și susținerea certitudinii interioare și ferma convingere care survin în urma studiului, cercetării individuale și investigării. Astfel, o cale ar trebui să fie implicit reconfirmatoare, prin descoperire și experiență interioară. O cale adevărată se desfășoară, este de la sine revelatoare și constituie subiectul reconfirmării experiențiale. Pe măsura evoluării conștientizării spirituale, fluxul de energie spirituală crește și permite depășirea obstacolelor anterior aparent insurmontabile. Pe măsură ce atracția exercitată de lume și de emoții descrește, se instaurează o atracție treptată față de însușiri precum frumusețea, drăgăleșenia și pacea, mai degrabă decât față de obiecte sau de aparente câștiguri. Iertarea devine o obișnuință, iar inocența intrinsecă întregii creații iese la iveală. Învățăturile marilor sfinți și învățători sunt interiorizate și resimțite ca și când ar fi proprii. Întrebare. Vă rog să abordați materialismul. Răspuns. În mod formal, acest termen denotă credința în teoria că lumea materială sau fizică reprezintă singura realitate și că toate fenomenele sunt o consecință a corporalității și pot fi explicate în termenii acestea. În paradigma tradițională științifică newtoniană și în discursurile intelectuale legate de argumente de genul bottom-up versus top-down ale teoriei cauzalității, materialismul se exprimă ca redicționism fizic. Subiectul apare în conferințe care se referă anume la tema știință și conștiință sau la știință și religie ori teologie. Cu toate că subiectul ar putea părea abstract și eminamente filosofic, el are consecințe pragmatice profunde în practică. Materialismul dialectic a apărut inițial ca marxism, care a instigat în toată lumea la revoluție și care a avut drept urmare moartea a multe milioane de oameni. Materialismul neagă realitatea divinității ca sursa creației și a vieții, calibrând ca atare la 130, ca și Marx însuși de altfel. Materialismul mecanicist,
alimentează scepticismul, calibrat la 160, care se limitează la domeniul linear. El respinge realitatea non-linearului, care calibrează la nivelul de 500 sau superior acestuia. În mod paradoxal, deși scepticismul ridiculizează credința, el are o mare încredere în propria sa paradigmă și în speculațiile filosofice extrem de limitate, de care, cu naivitate, nici măcar nu este conștient. Când este aplicat la cercetarea conștiinței, teoreticienii bottom-up încearcă să demonstreze că conștiința este exclusiv produsul activității neuronale. Acest gen de întreprinderi calibrează foarte jos și eșuează în demonstrarea premisei materialiste. Ultimul proiect de cercetare al lui Crick, referitor la structura ADN-ului înainte de moartea sa, a fost desemnat astfel, calibra între 150 și 160. De aceea, schița tuturor proiectelor asemănătoare calibrează la un nivel foarte jos și oglindesc nu numai un fundament greșit și o viziune eronată, ci și lipsă de obiectivitate filosofică, tendințe antispirituale sau ateiste. Prin urmare, o astfel de cercetare nu este, chiar de la începutul ei, cu adevărat științifică, încălcând principiile investigării obiective, imparțiale și imaculate. În domeniul strădanii spirituale, materialismul arată un atașament al ego-ului față de limitările lineare și un dezechilibru al valorii proiectate spre ceea ce este trecător, în defavoarea valorilor spirituale, care sunt pe termen lung. Este consecința procesării informației exclusiv de către emisfera stângă, ceea ce împiedică conștientizarea noțiunilor abstracte și a inferenței. Astfel, ea reflectă deteriorarea potențialității, care este consecința fiziologiei creierului însuși. Vezi diagrama cu funcțiile creierului din capitolul 6. O altă greșeală este aceea de a conferi o conotație negativă oricărui interes față de ceea ce ține de lumesc, cum ar fi banii sau posesiunile materiale, care pot fi totuși respectate ca bunuri, ceea ce necesită o bună administrare și responsabilitate. Fiindcă existența umană include corporalitatea și cerințele derivate din aceasta, lumea materială este la rândul ei importantă și reprezintă creația în formă lineară. De aceea, o perspectivă echilibrată este acceptarea și integrarea materialității dintr-o perspectivă spirituală globală și aprecierea, dar nu atașarea, de ceea ce este trecător. A purta lumea ca pe un veșmânt ușor exprimă o atitudine cât se poate de echilibrată. Ascetismul se poate dovedi folositor în încercarea de a depăși atașamentul senzorial, însă ascetismul dus la extrem mai poate însemna și teamă sau aversiune. Tentația lumii nu este intrinsecă lumii, ci este proiectarea dorinței de către ego, care atribuie o valoare exagerată la tot ceea ce este linear și tranzitoriu. Întrebare. Poate fi de aceea lumea desemnată ca seculară? Răspuns. Aceasta poate fi o poziționalitate limitatoare care să reflecte interpretarea. Adevăratul secularism este convingerea care neagă realitatea prezenței non-linearului în linear. Secularismul, calibrat la 165, ignoră sau respinge realitatea divinității ca sursa existenței și a creației. Întrebare. Care este modul cel mai bun de a alege o cale? Răspuns. Alegerea este consecința devenirii unui individ și a situării sale în evoluarea conștiinței. Alegerea individuală este rezultatul la miriade de factori, precum familia de origine, cultura, educația, vârsta, tiparele karmice, relațiile personale și experiențele de viață. Mai mult decât atât, în prezent este posibilă stabilirea nivelului de adevăr al diverselor învățături și organizații, astfel că aspirantul la spiritualitate din zilele noastre are unele avantaje în plus. O calibrare superioară nu înseamnă mai bun decât, ci delimitează nivelul exprimării realității
și adevărului spiritual. Principiile cele mai importante sunt cele fundamentale, precum bunăvoința, capacitatea de a ierta, respectul, corectitudinea, capacitatea de a iubi și compasiunea. Blocajele care apar în acestea sunt relativ ușor de discernut și de remediat prin reinterpretare, care reduce sau înlătură poziționalitățile. O cale adecvată este aceea care oferă mijloacele de rezolvare a conflictelor, mai degrabă decât să le amestece cu etichetări de genul corect sau greșit. Ura, lăcomia, etc. sunt desigur greșite, dar asta nu este de niciun ajutor în rezolvarea lor. O cale eficientă ar trebui să ofere alte modalități de a vedea lucrurile, astfel încât obstacolele să dispară prin simpla înțelegere binevoitoare. Aceasta presupune identificarea poziționalității obstructive și lămurirea dualității aflate la baza conflictului. Întrebare. Ne-ați putea da un exemplu? Răspuns. Fiecare poziționalitate este rezultatul unui construct, la fel ca și cărămizile de construcție. Ea este dezvăluită prin căutare interioară. Ceea ce pare să constituie o problemă necesită o investigare onestă. Să luăm de exemplu ura. Pe ce se bazează aceasta într-o situație dată? Pe invidie? Pe gelozie? Pe teamă? Pe mândrie? Ea se datorează unei combinații de factori. Să fie rivalitatea față de status, competitivitatea, sentimentele rănite, o jignire adusă mândriei ego-ului, a avea dreptate, a câștiga, a se simți amenințat, să fie programarea de către mijloacele de propagandă sau media, rezolvarea integrală, fie și a unei singure probleme, tinde să ducă la atenuarea tuturor celorlalte, fiindcă la baza lor se află de obicei problema smereniei ego-ului narcisic, care reprezintă cheia de boltă a renunțării. Conflictele centrale ale fiecărui nivel au fost examinate în oarecare amănunțime în transcenderea nivelurilor conștiinței, dar în esență ele sunt similare. Fiecare poziționalitate este ținută la locul ei de un set dualist de atracții și de aversiunile care le corespund. Odată cu smerenia își face apariția și acceptarea că toată lumea se află în diverse stadii ale parcursului evoluării conștiinței și al dezvoltării spirituale, deoarece acesta este țelul fundamental al vieții unui om în lumea aceasta. Întrebare. De ce viața în lume pare să fie câteodată atât de dificilă? Răspuns. O multitudine de specii evolutive coexistă pe o planetă care trece la rândul ei prin constante schimbări. Hominizii sunt de origine recentă, iar Homo sapiens este un amestec foarte variat al nivelurilor conștiinței, nu numai al fiecărui individ în parte, ci și al unor întregi culturi și țări. Culturile analfabete din epoca de piatră și cele ale triburilor nomade continuă să coexiste cu cele din țările sofisticate, înalt educate, computerizate, având tehnologii și economii foarte avansate. Mai mult decât atât, există religii diferite, deseori conflictuale, și sisteme de convingeri antireligioase, precum sunt și ideologiile lor politice. În fruntea dificultăților tuturor acestor diversități potențial conflictuale, se află obstacolul primordial, inerent fundamental, și anume acela că mintea umană este prin însăși arhitectura sa incapabilă să discearnă adevărul de falsitate. Pe tot parcursul istoriei omenești înregistrate în scris, pacea a predominat doar 7% din timp, iar războiul în 93% din timp. Dimensiunea lineară atrage după sine suferința, motiv pentru care cei mai buni învățători din istorie au indicat căile spre mântuire sau iluminare ca fiind unica soluție de a se sustrage de la această suferință.